genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Da, începe să fie greață de-a dreptul și de Băsescu și de Ponta. Cum să te duci tot timpul cu căciula în mână la Uniunea Europeană? Cum să faci așa ceva când tu vii și spui electoratului și Băsescu și Ponta greșesc? Bun, a greșit și Boc înainte și nu, și de ăștia mi-a fost greață de-a dreptul. Suntem o țară suverană, bă, tată, noi suntem tași. Când te duci acolo, știi, și îl vezi pe Ponta lângă Barroso, sau pe Băsescu lângă Barroso, că au aceeași atitudine. Băsescu încearcă el să mai bage, știi, zâmbetul ăla trist, de tristă amintire și de marinar șmecheraj. Dar nu ține, cu ea nu ține. Adică nu, Băsescu greșește aici. Și te duci cu căciula în mână și vezi, Doamne, și așa. Credeți că o să ne bage în Schengen? Eu tare zic că nu. Oricum, istericii de britanici, care sunt niște isterici, de la mama lor, sunt isterici, da? De când se nasc pe pământul ăsta. Vai, o să vină românii și bulgarii! Rămânem fără ajutoare sociale! Suntem nenorci! Bă, stați un pic, bă, băieți! Bă. Voi tot timpul ați fost imperiu. Voi tot timpul ați mâncat de pe alții, mă. Ați stat cu cizmele pe capetele popoarelor pe care le-ați cucerit și care au fost sub dominația voastră. Încă aveți colonii, mă. Bă, să nu mă învățați democrație pe mine, care am fost tot timpul sclav, mă. Și lăsați-mă în pace cu isteriile astea. Nimeni nu vine să vă ia pâinea de la gură. Ar fi chiar culmea să te duci, să ai tu pretenția român, să te duci în Anglia și să-ți dea aia. Nu, imediat îți dau șutul sau te trezești între patru scânduri că vezi, Doamne, n-ai asigurare medicală, n-ai aia, hai să fim serioși. Deci nu, ai iarăși lovitură din asta de imagine, facă istericale. Bă, sunteți vai de capul vostru, Europa se duce în cap cu voi, cu britanici, cu nemții și cu alții care vezi, Doamne, săraci, vin români, acum o să fie nenorocire, vin barbari, aia, bă, că nu suntem barbari, avem și noi cultură, o să vedeți voi. În seara asta vorbim despre cultură. Oricum, Ponta începe să mă enerveze, că a trimis Băsescu legea parlamentarilor înapoi în Parlament. După cum a zis și Uniunea Europeană, că tare s-a făcut așa, a luat poziția ghiocelului cu Barroso. Da, facem ce ziceți voi, dar tot Băsescu e vinovat. Bă, Ponta, nu mai ține, nu. Băsescu e pe linie moartă, n-are, trebuia suspendat de mult, dar dacă n-ați fost voi în stare să-l suspendați, asta este. Trebuie să mai trăim cu el, că n-avem încotro, nici mie nu-mi convine, dar nu mai arunca numai în cârca lui, că dacă ești incapabil, domnul prim-ministru, îmi pare rău. Și ăia din Parlament, când au votat privilegii și nu știu ce, le-au spus ăștia europenii, bă, băieți, nu-i bine. A, tot Băsescu e vinovat. Nu înghițim gălușca asta. Nu, vinovați sunt parlamentarii noștri care sunt de 30 de bani. Nici măcar de un leu. De 30 de bani, atât valorează parlamentarii noștri. Cum mă să-ți votez într-o democrație? De ce nu fac ei referendum pe chestia asta? Ia să vedem cât le dă poporul lor imunitate. Ha? Că tot va trebui referendum cu Băsescu. Acum să vă văd că sunteți la putere USL-ul. Faceți, mă, dacă sunteți tari, propunerile poporului pentru imunitatea și pentru statutul parlamentarului. Să vă văd dacă vă ține. A, nu vă convine. Nu vă mai convine vocea poporului acum. Complicat. Discutăm despre o lucrare monumentală astăzi ca să le demonstrăm și britanicilor și nu numai lor că avem istorie și că avem cu ce ne mândri și că civilizația noastră e mult peste. Că au fost imperii și că au fost nu știu ce, da. Dar nu i-a bătut vântul. Da? Și vânturile cum ne-au bătut pe noi. Discutăm despre monografia istorico-etnografică a localității Sarmizegetuza, Ulpia Traiana Sarmizegetuza, cum este cunoscută, acum e Sarmizegetuza, da, e Ulpia Traiana acolo în vecinătatea localității care astăzi se numește Sarmizegetuza. Domnul Gică Boieștean, doctor în istorie veche și arheologie și totodată conducătorul secției de la Sarmizegetuza Muzeului Civilizației Dacice și Romane de va este la noi în studio. Bine ați revenit, domnul. Bine ați venit, domnul Boieștean, că e de obicei. Vă mulțumesc, bine v-am găsit. Da, este prima dată când mă aflu aici alături de dumneavoastră, așa că o revenire poate altă dată. Păi, nu că anticipam, că am stabilit înainte de emisiune să ne mai întâlnim pe niște subiecte, da, din astea, să-i mai învățăm pe în istorie. Acel moment, poate că vom putea vorbi de o revenire. Deocamdată,
vă mulțumesc pentru invitație, mă aflu aici pentru prima dată și mă simt bine în studioul dumneavoastră. Eu am auzit despre carte. Până n-am venit în seara asta la studio, nu mi-a picat în mână, dar sper să o iau și să o răsfoiesc cu mult mai multă atenție, pentru că cineva mi-a povestit, un prieten comun a spus: invite la emisiune, nu o să-ți pară rău. Și, sincer, cred că nu o să-mi pară rău, pentru că aveți o teorie foarte interesantă, cum că lupta în România de astăzi, în Dacia cucerită de romani, nu s-a terminat niciodată. Au fost multe luni și ani, probabil când romanii au știut sigur că nu sunt în siguranță în Dacia pe care o cuceriseră ei, corect? Ca și viața. E o luptă, nu se termină niciodată. Tot timpul vor fi ceva realizări, ceva piscuri de cucerit. Niciodată lupta pentru viață și pentru continuitate nu se termină. La fel a fost și în cazul acestor două mari popoare, poporul dac, poporul roman, care fiecare cu propriile lor destine au ajuns să se intersecteze în unele privințe și au ieșit scântei. Iar aceste scântei s-au materializat în timp în mai multe ciocniri, fie când îngheța Dunărea, dacii treceau la sud de Dunăre și se ciocneau pe teritoriul Imperiului Roman, fie au mai venit romanii la nord de Dunăre și în încercarea de a mai slăbi această forță care începea să se contureze aici la nord de Dunăre, au încercat să mai ia prizonieri și să-i mai ducă pentru a detensiona un pic situația de aici de la nord de Dunăre. Să-i mai ducă să vadă ce înseamnă Imperiul Roman dintr-un anumit punct de vedere și să încerce să influențeze, că probabil mai țineau și din ei. Să-i civilizeze, pentru că în ceea ce privește Dacia, provincia Dacia, putem spune că procesul de romanizare a început înainte de cucerirea propriu-zisă. Vorbim de înainte de anul 101-102, dacii deja începuseră să folosească moneda romană, începuseră să folosească bijuterii sau tot felul de lucruri care veneau prin comerț și prin negustori din Imperiul Roman. Prima dată, evident, au fost grecii. Pe malul Mării Negre au fost stabilite coloniile grecești, de acolo prima dată au venit tot felul de lucruri, moneda grecească, dar în momentul în care Imperiul Roman se apropie în secolul I înainte de Hristos de Dunăre, în acel moment deja lucrurile și civilizația romană începuseră să intre aici. De altfel și mai târziu războaiele marcomanice au fost interpretate sau se interpretează mai nou ca o încercare a barbarilor de a pătrunde în Imperiu pentru a lua contact cu civilizația, adică ceea ce facem și noi, ca să vin în discuția noastră cu Uniunea Europeană, pentru că Imperiul Roman este prima Uniune Europeană. Orice istoria Uniunii Europene începe cu istoria Imperiului Roman. Este o civilizație care merge din Marea Britanie de astăzi până în nordul Africii și atunci am fost și noi odată într-o civilizație din asta recunoscută, să zicem așa, într-un mare imperiu. Da, dar după aceea, cu Evul Mediu, cu Ortodoxia, ne-am cam rupt de aceste valori. Astăzi încercăm și noi să batem la porție. Cultural suntem acolo. De acolo nu ne-a putut scoate nimeni niciodată. Însă, vedeți, la ce spunea și dumneavoastră înainte, cu politica, cu economia, cu anumite aspecte ale societății românești, încă mai ne chinuim, mai stăm acolo și batem la porțile Europei. Și asta spuneam, și războaiele marcomanice, cam asta au fost, o încercare a barbarilor de a intra în Imperiul Roman și de a avea acces la ceea ce a însemnat Imperiul Roman, pentru că Imperiul Roman nu a însemnat doar acea întindere uriașă de pământ și niște oameni strânși la grămadă de acolo. A însemnat niște standarde de civilizație, acel limes, acea graniță, a asigurat așa numita Pax Romana, cea mai lungă perioadă de pace pe care a cunoscut-o omenirea. Nu vorbim chiar acolo la graniță, unde romanii s-au izbit permanent de diverse populații, dar în interior a fost cea mai lungă perioadă de pace pe care a cunoscut-o omenirea. Bun,
când vorbim de Pax Romana, vorbim de fapt că așa cum americanii își doresc o pace tot cum o văd ei. Nu? Dacă ne uităm... Este la nivel al discursului, cred, și nu la nivelul punerii în aplicare a blogurilor. La americani? Că... Păi, dar nu vedeți că, uitați, acum țările astea, deci tot marile imperii, francezii i-au supărat niște băieți pe acolo, prin Mali. S-au dus, n-ați văzut. Ziceau la Holland, ziceau, tătu cu Holland, bine că ai venit la noi, pupa, ți-aș încălțările. Păi, da, dar n-aveau gloanțe și trăgeau pe când pac-pac din gură ca să suplinea. Nu, așa. Dar americanii își doresc, dar numai la nivel de discurs, această pace, pentru că atâta timp cât au niște mușchi, trebuie să-și arate, au o tehnologie pe care trebuie să-și o verifice și asta au făcut și în Corea, s-au făcut și în Vietnam și peste tot. Și ajungem cam pe fundul găleții numite resurse și acum este marea bătălie pentru resurse și degeaba spun ei că interesează, vezi, Doamne, democrația, poporul sirian sau irachian sau nu știu cine. Bine, așa erau și romanii, dacă stăm exact, bine să ne uităm. Aici vreau să aduc... Așa, să ne întoarcem la toată povestea. Asta a fost Imperiul Roman. Avea și el niște mușchi, trebuia să-și arate, deși, cel puțin în ceea ce privește dacii și ceea ce a însemnat ulterior provincia Dacia, nu știu dacă au avut un interes chiar atât de mare. Cel puțin desfășurarea ulterioară a evenimentelor arată că nu. De asemenea, Augustus, primul împărat roman, prin testamentul său de la Ancira, de la Ankara din zilele noastre, stabila ca politică externă a Imperiului Roman apărarea pe granițe naturale. Ori asta era Rinul, apoi Dunărea, cel puțin aici în zona noastră. Trecerea la nord de Dunăre a fost o excepție de la politica romană și o regăsim doar aici, în cazul Daciei și eventual o zonă mai mică în zona Germaniei, așa numiții Agri Decumates. Dar au și fost printre primele la care au renunțat. De altfel, chiar urmașul lui Traian, Hadrian, se pare că a pus destul de serios problema aceasta a retragerii la sud de Dunăre. Păi bun, cred că îi enervasem rău pe romani, nu ăștia de aici, de pe teritoriile astea, de au venit până aici, că nu era, nu știu ce mare scofală, să zic așa, și plus că eram și încăpățânați, după cum o afirmați și dumneavoastră, adică noi ei au venit să ne civilizeze între ghilimele și noi nu și nu. În primul rând, nu aș folosi termenul care mulți vizitatori care trec la Sarmizie Ghetus să-l folosesc, acela de neau. În primul rând că dumneavoastră, ca și mine, vorbim limba latină. Așa. Iau. Noi, în momentul de față, suntem singurul popor neolatin care le purtăm numele. În ceea ce privește gramatica, probabil că peste 90% este gramatica limbii latine. Da, dar n-avem ablativ, atenție. Am spus da. 90, probabil, 90%. Sau peste 90%, dar nu suntem nici daci, nu suntem nici romani, nu suntem nici daci și romani. Suntem și daci, suntem și romani, suntem și slavi, peceneci, turci, cumani, slavi, ruși. Ultima mare invazie a fost invazia rusească la al doilea război mondial. Suntem rezultatul tuturor celor care au trecut pe aici. Da, romanii au venit aici pentru a-și asigura, în primul rând, o liniște la nordul acesta destul de tulburat. Pentru că, spuneam, când înghețau apele Dunării, totdeauna se făceau incursiuni și se pare că destul de grave pentru interesele economice și ale coloniștilor de la sud de Dunăre. Și această forță, care deja în timpul lui Burebista, când ne spune Strabo că putea să adune o armată de 200.000 de oameni, nu era de aici de acolo. Nu era de aici de acolo, era un imperiu care se întindea până la Bratislava de astăzi, până în Ucraina, până la Balcani, cuprinsese orașele grecești de la țărmul Mării Negre, nu era o forță de neglijat și mai ales că această forță a început încetul cu încetul să se amestece și în treburile politicii externe a Imperiului Roman, pentru că Burebista se pare că atunci când Pompei și Cezar
luptau pentru cârmuirea Romei, s-a amestecat, din păcate, de partea învinsului. Și Cezar se pare că a avut intenții destul de serioase. Numai că acea moarte a sa din 15 martie 44 a avut ca rezultat, cel puțin pentru o vreme, o detensionare, o uitare a acestor probleme. Pe acest fond se pare că dispare și Burebista și întreg acel imperiu, poate creat tocmai pe fondul acestor interese romane în zonă, o alianță a popoarelor de aici din zonă s-a realizat în jurul lui Burebista, un mare conducător, și pentru o vreme această mare cucerire a lui s-a fragmentat, dar nucleul, baza de aici, de la noi, din județ chiar, județul Hunedoara, Munții Orăștii, a continuat să rămână o forță care, care ajunsă sub mâna lui Decebal, un alt mare conducător, a început din nou să pună probleme Imperiului Roman. Numai că la acea vreme au dat de prima dată Domitian, un împărat slab, nu chiar cumințel, dar total nepregătit pentru lupte. Exact, nu de un Traian, care era un soldat. Și în timpul căruia Imperiul Roman și atinge maximul dezvoltării sale. Cu el lucrurile n-au mai mers la fel de lin și de pașnic ca și cu Domitian. Cu el, printr-un prim război, lucrurile au căpătat deja o turnură destul de serioasă în ceea ce privește această zonă, deși nu știu dacă romanii chiar au fost convinși pentru a menține aceasta, dar la al doilea lucrurile, pentru că asta a fost problema, Decebal și probabil că și înaintașii lor, lui nu au avut niciodată o atitudine din asta foarte fermă. Dom'le, dacă am zis acum că facem pace, e pace. Ei ziceau, da, cum da, ziceți da, voi, dar da, facem ca noi. Și asta pentru romani a contat. Iar un om serios și sever ca Traian a pus lucrurile la punct într-un fel care nu a fost tocmai fericit pentru daci. Sau pentru o parte din daci. Pentru o parte din daci, că au mai rămas și daci liberi. Luăm un prim telefon în această ediție a emisiunii Punctul de Vedere. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Sunt, vă urmăresc din București, pe internet. Așa! Să știți că face, aveți o emisiune bine pusă la punct și foarte, să zic, frumoasă pentru... pentru cei care le place istoria. Deci să înțeleg că dumneavoastră sunteți în București acum. Da, în București vă urmăresc de pe internet. Bună seara. Bună seara, vă mulțumim că vă uitați la noi și da, vă așteptăm. Da, și să știți să tot să facem emisiuni din astea, că ne place. E, și noi ăștia din provincie ne străduim să fim și noi. Da. Păi dacă nu se fac emisiuni acolo unde vorba aia a domnit... Deci, vai, păi unde să se facă? Aveți vreo întrebare pentru invitatul meu? Uite unele lucruri. Aveți vreo întrebare pentru invitatul meu? Nu, deocamdată nu. Vă mulțumesc pentru emisiune și vă urmăresc în continuare. Vă mulțumim și noi că vă uitați la noi și... și numai bine și tot să fie de bine. Rămâneți alături de Hunedoara TV. Emisiunile Punctul de Vedere le puteți vedea și pe următoarea adresă de blog, Punctul de Vedere, într-un singur cuvânt, .blogspot.ro. Și uite, vedeți ce face internetul ăsta. Suntem televiziune care se vede la nivel național cu ajutorul internetului. Bun, domn profesor, pot să zic așa? Pot să zic așa, mă numesc Gică, puteți să... Nu. Mă numesc Gică, eu am făcut aceste titluri, nu ele pe mine. Păi, nu, dar știți cum? Eu încă tânjesc după catedră, adică încă îmi pare rău și eu am predat la catedră și mi-aș dori, dar nu mai este timp. Bun, întorcându-ne la subiectul nostru. Avem mai multe curente în România. Unii se întreabă... Noi suntem urmașii Romei,
unii afirmă, noi nu suntem urmașii Romei. Dumneavoastră spuneați foarte clar, noi suntem rezultatul încăpățânării de a rămâne pe teritoriile astea, că au venit peste noi toți. Exact. Dar a rămas un nucleu dur, a rămas totuși un nucleu de populație care n-a plecat niciodată din oricâte nenorociri s-au abătut asupra acestui popor, nu și-au părăsit vetrele, nu și-au părăsit mormintele strămoșilor și rămânem aici, ca să zic așa. Mulți nu înțeleg ce se întâmplă cu județul Hunedoara și cu, de ce spunem noi, domnule, capitalele sunt aici, la noi și vrem să... N-au reușit nici ungurii să ne înfrângă sau dominația austro-ungară sau tot ceea ce s-a întâmplat în Transilvania. Bun. Hai să vorbim un pic despre Sami Segetuza, pentru că vreau să vedem când putem vorbi despre un oraș, nu știu, bine conturat ca un oraș civilizat în epoca romană. Evident, după al doilea război. Bun. Iar tocmai studierea acestor aspecte de ce țin de arheologie m-au ajutat să ajung la niște concluzii care, cel puțin la început, când am început să lucrez la carte, nu mi-au trecut absolut deloc prin minte. Una era istoria pe care o învățasem la școală și alta descoperea dumneavoastră acolo, la fața locului. Nu numai, dar am avut surpriza să aflu că, de fapt, oamenii au plecat de la niște afirmații nu întotdeauna argumentate. Respectiv faptul că la 106 se încheie războiul. Și în jurul acestui motiv s-au țesut apoi toate teoriile, ceea ce nici măcar la școală nu ți se spune. Teoria este să iei toate datele, da, corect, să creezi o anumită construcție și după aceea să tragi niște concluzii. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a prea întâmplat și de foarte multe ori, mai ales și pe fondul unor absențe a informațiilor, s-a ajuns să se plece astfel de la o ipoteză care din start este greșită. Tocmai faptul că Sami Segetuza va fi fondată după încheierea războiului este un motiv printre cele mai serioase care m-a atras atenția că toată această poveste cu încheiere prematură a celui de-al doilea război nu poate să fie luată serios în calcul. Adică această teorie a mers pe vremea lui Constantin Daicoviciu, când știam că guvernatorul, considerat la vremea aceea primul guvernator, Decimus Terentius Caurianus, fondează Sami Segetuza. Apoi mai era o diplomă militară care se acorda trupelor de auxiliari, trupe de necetățeni, spre deosebire de legionari. La lăsarea la vatră ei primeau cetățenia și acolo li se specifica faptul că ei și familia lor, în primul rând prima soție și născuții cu această soție, se bucură de ceea ce însemna cetățenia romană. Deci o astfel de diplomă militară a atestat faptul că la 11 august 106 se fondase provincia. Dar asta nu înseamnă neapărat că se încheia și războiul. Ca și în conflictele moderne din zilele noastre, vezi Afganistanul, vezi Irakul, cucerea unui teritoriu sau capitalei în niciun caz nu înseamnă încheierea unui conflict armat. Bun, noi am, uitându-ne, știți, la școala aia occidentală, acolo erau lucrurile mai simple, gata, se făcea pace, se depuneau armele, era pas, se cam încheia toată povestea. Aici la noi n-a fost după reguli. Nu chiar, Cezar n-a cucerit Galia. Bun. Și Cezar a cucerit cât a cucerit și a pus niște castre și așa, după aceea s-a confruntat cu un feedback, o revenire a galilor, a celților, inclusiv cu sprijinul germanilor. Ori Cezar s-a aflat acolo tocmai pentru că celții îl chemaseră să-i apere de germanici.
Și până la urmă s-au întors lucrurile, s-au răsturnat. Da, pentru că asta este problema alianțelor. Alianțele și politica și diplomația, că de asta unul dintre motive folosite iarăși a fost că dacii nu puteau să aibă o alianță cu Iazigii pentru că Decebal le răpise niște teritorii înainte de al doilea război. Alianțele se fac și se desfac în funcție de interese. Și al doilea război mondial cred că este cel mai bun exemplu. Și în lumea romană avem astfel, dar de magnitudinea a ceea ce s-a întâmplat la al doilea război mondial, nu mai avem. Ori aici s-au întâmplat astfel de lucruri. Nu ne putem compara cu vestul și nici nu ne interesează. Istoria este cea care este, trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem și să nu ne dorim mai mult decât putem duce. Păi nu, ne dorim în sensul de a afla mai multe lucruri și de a nu înghiți pur și simplu, vedeți, de multe ori n-am niciun fel de problemă cu canalele astea, știu eu, de nișă, care abordează temele istorice, sunt mai multe, nu vreau să dau niciun nume, și care, bun, vin, ilustrează și expun niște teorii ale unor istorici care nu sunt întotdeauna, după cum spuneați și dumneavoastră, nu sunt întotdeauna bazate pe dovezi, sunt mai mulți scenarii și sunt, cum să vă spun eu, luate doar din anumite surse, nu din toate sursele. Și atunci avem surprize de genul cele pe care ați descoperit-o da, și noi dumneavoastră. Noi aici în județ și nu numai în județ, din păcate la nivel național, ne confruntăm cu acest curent al tracodacismului și aici nici măcar nu vorbim de surse. Vorbim exact de ceea ce spuneam mai devreme, cu dorința asta interioară de a fi altceva decât ceea ce suntem, de a ne dori o istorie mai mare sau mai grandioasă sau mai alta decât ceea ce a fost. Eu nu am nimic nici măcar cu tracodaciștii, cu colegii mei care sapă daci cu atât mai puțin. Noi, cei din lumea științifică, asta am găsit, asta am pus pe masă. Am înțeles. Dacă ceea ce am săpat a dus la concluzia că războiul nu se termină la 106, nu cred că scade cu nimic nici din măreția Imperiului Roman și bine, nu că mărește sau că, dar da, arată că dacii față de alte populații barbare de la vremea aceea au fost altceva, pentru că și acel sistem de cetăți din piatră care le regăsim în mare măsură aici la noi în județ, dar mai sunt și în alte locuri din țara asta, arată altceva. Inclusiv lumea celtică care se întinde din Britania până la Galata, astăzi este în Turcia. Au avut acele opida, acele sătuce întărite. Se compară, n-au se compară cu cetăți. E drept că nici dacii n-au prea înțeles ceea ce au o cetate. La Blidaru sau la Costești, cisternele de apă sunt în afara zidurilor cetății. La Sanzeghetusa Regia, chiar dacă avem un sistem performant, comparabil cu lumea greacă, cu lumea romană, cu tuburi ceramice. Bine, nu știm dacă e din vremea castrului sau din vremea cetății dacice. Nu contează. Diocasius ne spune că primul lucru, sau Diodor din Sicilia, că ne spune că primul lucru care l-au făcut romanii când au început asediu, le-au tăiat sursele de apă. Și până la Napoleon, când cetățile vor dispare pentru că tirul de artilerie, el fiind un ofițer de artilerie, a făcut ineficient orice sistem de fortificație, până la el nu există fortificație fără o sursă de apă permanentă în interior. La Masada, dacă ați auzit, ați văzut și filmul, evreii s-au confruntat cu tot felul de probleme, dar nu cu lipsa de apă. Ori la daci, inclusiv pe columnă, una dintre ultimele scene reprezintă o populație de daci care stau în jurul unui vas și unii au interpretat asta că își beau ultimele rezerve de apă, alții că își beau o travă rituală, dar în orice caz, problema apei a reprezentat o mare semn de întrebare pentru apărătorii acestor cetăți. Le-au făcut grecii, de aceea avem și literele grecești, dar ei n-au priceput chiar foarte bine
luptându-se... Sau le-au făcut vulnerabile? Nu, ei luptându-se cu barbari care nu știu tehnica sediului, așa? Au fost eficiente, pentru că barbarii veneau, jefuiau terasele cu locuirile civile, ceilalți daci se blocau și se apărau în cetăți, ăia se duceau mai departe, dar când a venit falanga macedoneană al lui Alexandru cel Mare, înainte de a-și porni teribila lui expediție înspre răsărit, sau când a venit mașina de război romană, cea mai teribilă mașină de război a antichității, mă rog, poate, dar nu vorbim de chinezi, vorbim aici, în zona noastră cunoscută, tot acest sistem s-a dovedit mai mult decât vulnerabil. Dar, de asta spuneam, comparabil cu lumea barbară, cu celții, cu germanici, cu cine vreți, a fost oricum altceva. Bun. Ideea este că am rezistat până astăzi, că ne-am păstrat, să zic așa, rădăcinile înfipte adânc aici și mă interesează foarte tare, pentru că ce se întâmplă? La nivel european acum, tot încearcă, n-ați văzut și britanicii și nemții acum, vai ce probleme avem din cauza românilor, necivilizaților, vai, vai, vai. Lucrurile astea poate trebuie că au spuse... dreptate. Poate că n-au dreptate și am să vă spun de ce. Dacă stăm să ne uităm și la nemți, și la englezi, și la francezi, eu mă uit la naționala de fotbal a Franței. Eu nu mi-a să din cap pentru că francezii ne-au jignit rău de tot. Ne-au făcut în toate felurile. Ne-au zis țigani, ne-au zis... Cum? Păi naționala de fotbal a Franței, numai 90% sunt băieți de culoare acolo. Care sunt descendenți... Sunt francezi, s-a dea de aceea, da... Sunt descendenți ale unor familii, ai unor familii, sau, mă rog, așa, care au fost familii mixte. Da? Atunci hai să fim serioși, nu știu, sunt născuți pe teritoriul Franței, sunt ce vreți dumneavoastră, deci să o lăsăm un pic mai moale, europenii ăștia au impresia că noi suntem așa, coborâți, niște barbari care am coborât din copac, e uite că am avut cetăți înaintea lor. Spuneți dumneavoastră, foarte interesant. Da, este foarte interesantă treaba asta și nu-i deloc un plus pentru noi și nu pentru noi, ci pentru popoarele neolatine. Pentru că dintre popoarele neolatine, pe francezii consider cei mai... Cum? Mai... Ridicați așa mai... Așa, dintre noi, dintre neolatini. Așa. Pentru că italienii, spaniolii, portughezii, noi suntem cam... Dar nici francezii, dacă citiți ce scriu englezii despre francezi, da, că au mâncare bună, că femeile se îmbracă... Elegant, așa. Da, dar... îmi place termenul ăsta. Păi, e bun, e perfect. Dacă se poate înțelege de aici fiecare ce vrea. Dar când se pune problema de birocrație, când se pune problema de a face un lucru și de a te izbi de toate, parcă aș citi despre noi și despre ceilalți. De-aia zic că ei parcă sunt un pic mai sus, pentru că și Imperiul Colonial, nici ei n-au fost în stare să și-l conducă, dar față de spanioli, în orice caz... mult mai bine, față de portughez. Față de portughez, da. Și de asta spun, spuneam că nu este ceva îmbucurător, pentru că exact barbarii ăștia care au venit din urmă, populațiile astea anglosaxone și chiar slavii, sunt mult mai mândri de moștenirea lor romană decât suntem noi popoarele neolatine. Noi cu francezii, ei cu Asterix, noi și Obelix, cu... cu barbaria, în timp ce ei, din contră, au venit și au pus accentul pe civilizație. Și au echipe din asta de reenactment. Eu am scris și multă vreme și abia acum avem la Cluj Terra Dacica Eterna, care se îmbracă și se luptă și sunt daci și romani, de câțiva ani de zile. Ei fac lucrul ăsta de nu știu când. Dați-vă cum arată podul de piciorul de pod de pe malul sârbesc al Dunării, cum arată piciorul de pod de pe malul românesc al Dunării. Nu știu, e nenorocire la noi? Nu, hai să o zicem, da, că nu-i problemă. Da, din păcate, da, și nu numai piciorul de pod. Și Sarmizegetusa, și cetățile dacice, și orice sit arheologic, și
general, ceea ce înseamnă cultură și civilizație, din păcate, nu numai la noi. Pentru că mi s-a spus că inclusiv la Pompei se vinde bucată de tencuială, monedă și așa, deși am crezut că așa ceva nu într-o Italie civilizată. Nu. Din păcate, bine, la poate sunt fake-uri, poate sunt... Nu. Nu, vorbim de lucruri autentice? Autentice. Deci de... La Pompei. Și Pompeiul, dacă arată ceva mai bine decât, să zicem, Herculanum, este pentru că acolo există o școală americană, pentru că există o școală britanică, o școală franceză sau mai știu și o cine sapă și le scoate la lumină. Pentru că dacă ar fi după italieni, probabil că s-ar întâmpla același lucru ca și la noi sau ca la greci, care șep își cer metopele care astăzi se află în British Museum și că nemernici ăia de imperialiști. Ni le-au furat, ni le-au dat, dar sunt acolo și se pot vedea. Inclusiv piese de la Sarnese Ghetus astăzi se află la Hobby Bibliotec sau la Nemțeti Museum, la Budapesta sau la Viena și sunt acolo. Pentru că multe din lucrurile pe care a văzut, de exemplu, Theodor Mommsen pe la 1850 și ceva când a trecut prin Transilvania și a adunat inclusiv piese de la Sarnese Ghetus, astăzi nu mai există pentru că au fost topite în varnițe. Deci asta este marea problemă, că barbarii veniți din urmă au avut dorința de a se civiliza. Noi, considerându-ne deja suficient de civilizați, ne-a pierit această motivație, din păcate. Și asta spun nu numai noi, inclusiv celelalte popoare neolatine. Și mă întorc la o întrebare, că mai avem vreo 10 minute. Aoleu, deci trebuie să mai facem vreo 3-4 emisiuni așa ca să ajungem la un capăt. Când a început să fie Sarmize Getuza Ulpia Traiana să semene cu un oraș cât de cât civilizat? Pentru că, bun, știm că romanii când veneau erau cu inginerii lor, cu topografi și își făceau castru. Primul lucru, când ajungeau într-un loc, ziceau castru, să avem noi unde să ne retragem, să ne apărăm, să ne odinim, să punem gărzile, să... Era, după tipic, foarte interesant. Înainte de asta, cred că veneau negustorii și veneau direcția a cincea. Așa, direcția a cincea. Pentru că romanii, atunci când deja făceau ceea ce a spus dumneavoastră, deja știau unde sunt resursele, unde sunt ape, unde e apă termală, unde e aurul, ei în momentul în care... Exact ca și americanii și ca orice națiune din asta. Bine, care acum au nevoie de negustori, că au sateliți, știți? Păi, deci se uită direct din sateliți și zice, bă, acolo parcă... Da, și satelitul nu poate să intre unde intră omul. Tot omul, oricât am vrea noi, eram noi hrăniți, generația noastră, așa. Eram hrăniți și citeam SF-uri pe vremea noastră, că vezi, Doamne, și am ajuns în anul 2000 și încă se moare de foame și tehnologia, din păcate, nu a pătruns, mai ales la noi, este așa, o diferență ca de la cer de la pământ, adică unii au iPhone și nu știu ce și în alte locuri nu există electricitate. Deci peste noi nici măcar evoluția industrială nu ne-a asimilat. Dar revenind la întrebarea noastră despre o Sarmize Ghetusă, un oraș, spuneam că atunci, după încheierea războiului, care eu zic că trebuie să fie cândva spre 109, probabil chiar deci 110. Deci încă vreo 3 ani i-am mai caftit pe romani, i-am caftit cu ei. Glumesc eu, e un termen am înțeles, urât. Da, așa. Nu, probabil asta au și fost cafteli, pentru că asta este și în Irak și în Afganistan. Deci război de gherile, la asta vreau să mă în fața unei supraputeri, când vii cu bățul și cu sarica în spinare, nu te poți pune cu o lorica segmentată, ăla cu scutul era protejat de sus până în picioare. Cu disciplina lui și cu tot ce trebuie. Cu o armată profesionistă vine ăla de la coasă, hai să mă lupt cu ăla. Nu te poți spune că însă la un război de gherilă lucrurile se schimbă, atunci nu mai ai avantajul nici de a fi venit și a te lua prin surprindere, nu mai îți pierzi absolut toate avantajele. Din contră, celălalt are din toate punctele de vedere avantaj. Vă întrerup că mai avem un telefon. Da. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnule Mihulez, bună seara. Vă salut, domnul Dan Neacșu. Și Neacșu Dan.
vreau să spun că sunteți prea prăsăcios, domnul Mihuleț, că nu e chiar așa. Atent. Să știți că acum știți că eu sunt și major pe jumătate și ne laudă ungurii că suntem foarte inteligenți, să știți. Să rămână, mulțumim! Foarte inteligenți, femei frumoase, dar cam neglijente. De exemplu, am fost la Becheșaba la piață. Așa. La agroalimentară. Și apropo de Dacia, eu știu că spune barză, varză, brânză, da? Și vine să zâmbesc. Așa? Vine să zâmbesc când face câte o bătrânică cu rată de altă. Teșe cu brinză. Teșe cu brinză? Deci avem cuvinte vechi și acolo. Da, da, da. Și îmi place de doamnele alea de la țară scurate. Se vede că sunt muncite, dar scurate bluzele, nu scrupte hainele. Dar la noi când văd de peste Carpați că vin, de exemplu, murdari de acasă din... de lângă Dunăre, nu vă supărați. Uitați-vă acolo, la conserve acolo, șegoase și murdare, nu vă supărați. Domnule Neacu, se mai întâmplă. Interior. Întrebare. Stați așa, time out. Domnule Neacu, vă întrerup că da, nu. Da, 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 da. Întrebare pentru invitatul meu, că mai avem vreo... Păi îmi place ce aud și... Așa, am înțeles. Deci, acum, să-l mai invităm, să-l mai aducem. Prea suntem lăudăroși că am stat aici, știți cum e? Toate popoarele au fost interii. Cine vreau să stea acasă, știți? Am înțeles, deci, da, deci eu mi-o asum, să știți, eu acasă stau. Mulțumesc, domnul Daniacu. Și eu. Mulțumesc, domnul Daniacu, și vă mai așteptăm. Brinza nu-i bună de la Becheșaba. Nu-i bună, e bună, mai bună a noastră? Ca la Ardeal. Bun. Da, perse, bistoș. Bistoș, să rămână, domnul Daniacu, e întotdeauna savuros, mulțumesc pentru apreciere. Da, mai avem de lucrat un pic la aspectul exterior, corect. Și nu numai, și de aceea spuneam că poate că nu degeaba unii ne spun anumite lucruri. Și nu cred că ar trebui să le luăm neapărat că... Da, ăia srăi, noi, sau noi suntem buni și ăia srăi. Nu, nu, nu. Eu cred că ar trebui să luăm aminte la ceea ce ni se spune și să încercăm să îndreptăm. Pentru că avem mari probleme. Avem mari probleme la educație, avem mari probleme la generația care vine după noi. Pentru că atitudinea față de muncă la generația asta este una teribilă. Și ți groază să mai mergi la o săpătură arheologică cu o generație din asta. E foarte important. N-am mai prea văzut foarte mulți studenți care să vină spre arheologie, pentru că înseamnă transpirație, înseamnă muncă fizică. Da, da, da. Să te murdărești, să stai cu spatula, cu periuța. Să te murdărești, să stai 10 ore, 12 ore pe timp de vară. Nu poți să le zici la oameni, știți, eu am concediu, trebuie să mă duc nu știu unde. Pe timp de vară, cât e de cal, plouă, cum este, trebuie să stai acolo, pentru că... Am înțeles. Întorcându-ne la Sarmi Săgetuza. Da, scuze, am tot început, începe pe la 108-109 și asta este un motiv pentru care consider că războiul nu putea să se termine la 106, pentru că atâta timp cât Sanzighetusa nu se fondează în timpul primului guvernator, Decimus Terentius este al doilea guvernator, primul este Iulius Sabinus, cel mai devreme Sanzighetusa se fondează la 108. Însă datarea lui Decimus Terentius Caurianus, cum merge până la 110, chiar 112, nu știm foarte exact momentul acesta. Iar o Sanzighetusa civilizată, când totul este marmură, statui, când ne așa comparăm și noi cu Roma, cu marile orașe grecești din răsăritul Imperiului, acest lucru se întâmplă cândva după jumătatea secolului II și începutul secolului III, adică momentul în care se trece dinspre dinastia Antonină înspre dinastia Severiană. În orice caz, la Sanzighetusa, probabil că îmbrăcarea forului marmură atunci, în timpul lui Septimius Severus, a împăraților. Și oricum, epitetul de metropolis, pentru că Sanzighetusa doar o scurtă perioadă a fost locul de rezidență a guvernatorului, mare parte a timpului guvernatorul și-a petrecut-o la Apulum, la Alba Iulia,
Și a fost într-o permanentă competiție cu Alba Iulia, pentru că la Alba Iulia sunt două orașe, amândouă ajung la titlul de Colonia, este un castru legionar acolo, este aurul, pentru că și primește epitetul Crisopolis, una așa, dintre cele două orașe, dar Metropolis este una singură. Este Sanzeghetusa, pentru că Sanzeghetusa a fost fondată într-un moment în care niciunul dintre competitorii Sanzeghetusei nu existau. În momentul... Alea s-au dezvoltat după aia și pe considerente mai mult comerciale. Când mai veniți, că uite, trebuie să încheiem emisiunea. Oricum, e o carte pe care îmi doresc să o mai și dezbatem, pentru că, deci, de prin 110, ziceți dumneavoastră, civilizație 108 romană... 108 cel mai devreme. 108 cel mai devreme. Între război a fost un castru. S-a plecat de la un castru, s-a ajuns la o capitală. Peste tot, așa cum am spus, prima dată vine, adică cum spuneam, vin direcția 5-a, vin spionii, după aceea vin soldații și după plecarea soldaților, civilile folosesc munca și ceea ce rămâne. Eu vă felicit, am răsfăit-o și am văzut că ați ajuns până în zilele noastre cu descrierea și vreau să mai povestim pe marginea ei, dar nu numai, pentru că oricând, cu cea mai mare e interesant să vedem ce se dă și ce se cere, de unde suntem și încotro ar trebui să ne îndreptăm. Asta este istoria, raportarea omului la timp, și asta încercăm prin cărți să dăm un răspuns la această grea întrebare. Ce a făcut omul în timp? Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, că v-ați uitat la noi. Mâine vorbim despre CPK. Ce este CPK? CPK este Centrul de Evaluare și Prevenire Antidrog. Două domnișoare o să vină mâine să vorbim despre un proiect foarte interesant, Necenzurat se numește proiectul. Am citit în ziarul Hunedoreanului despre acest proiect și le mulțumesc colegilor că scriu și că, uite, îmi dau și mie idei. Deci mâine ne vedem pe tema asta. Nu plecați nicăieri, pentru că urmează Hunedoara în 50 de minute. Colega Mona Lize Hin l-a invitat pe colegul Alexandru Gruian. Toate cele bune!